În perioada 1-26 februarie, inspectorii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj au desfășurat o serie de controle care s-au finalizat cu amenzi de peste 135.000 de lei. Au fost controlate 277 de obiective, operatori alimentari, fermieri, târguri de animale și comercienți alimentari. Sancțiunile contravenționale, în valoare totală de peste 135.000 de lei, au fost aplicate pentru nerespectarea normelor de siguranță a alimentelor privind trasabilitatea, nerespectarea condițiilor igienico-sanitare de întreținere a spațiilor de producție pentru circulația animalelor fără documente care să ateste starea lor de sănătate și origine și deficiențe igienico-sanitare în manipularea și depozitarea produselor alimentare. Direcția Sanitar-Veterinară a organizat și o instruire cu asociațiile de crescători de bovine și ovine din județ. În cadrul acesteia s-au prezentat acte legislative din domeniu și au fost discutate propuneri din partea crescătorilor de animale. Aceștia au venit cu amendamente care vizează îmbunătățirea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar cu impact asupra crescătorilor de animale.